Avem umor și nu numai. Evaluăm diferite evenimente, botez, nunți, cumătrii, mormântări. Dar rar ne plătesc la mormântări. Da, foarte rar când strigă. Ne servesc câte un pahar. Când cele vesele mai greu într-o la mormântări, nu prea lumea înțelege. Lumea e necăjit, pur și simplu, și nu prea. Da. De unde sunteți de fel? În Chișinău. În Chișinău? Da. A, de peste Prut, bine ați revenit, fraților, atunci. A fost greu drumul? A, da, până la Digifree greu. După Digifree mai ușor. La spectacolul nostru este așa o tradiție, la sfârșitul spectacolului, oamenii chiar aruncă mâncare în noi. Rață, ia puiul de aici, că își bagă mâinile în el. Și acum vine și mă întreabă, ce faci? Când simți că te cheamă succesul, lași tot și vii la concurs. Următorii băieți au simțit chemarea. Sperăm să nu le dea juriul plecarea. Comedy Zebra Show. Doamnelor și domnilor, da, în atenția dumneavoastră va evalua incredibilul duet internațional de operă și teatru, prescurtat Idiot. Da, m-ai chemat? Precum și câștigătorii concursului de dragobete, măi bădică Petre, măi, tu mă tem că ești un gay. A, m-ai chemat? Tu ești idiot? Eu sunt idiot, am spus că ești. Pavel, ai ceva deosebit? Da, eu am venit cu un cântec în braziliană. Brazileană nu există, Pavel, este portugheză. Ai tu mai spune că moldovenească nu există. Tu pur și simplu ne invidiezi, iubte. Am venit cu o piesă despre invidia bărbătească. La istitui mai mare, mărimea la sandale. La istitui mai mare, dar la mine mai gros. Voi mă dați de rușine. Uitați-vă ce lume respectabilă este în juriu. Este Chelu. A, da, de la paparații, da. De la p***ți, Pavel. Este Mihai. A, Mihai. Da. Cine este? Este Delia în juriu. Da, mamă. Da, mă, dar nu-ți bat eu. Dar n-am nevoie. Dumitru, ai vorbit cu mama? Nu, au greșit cu numărul. Nu-i suficient, vă vede o România întreagă? Prietenile voastre, toți se uită la voi acum. Apropo, un cântec despre prietenile noastre. Când tu ești cu ea, prietena ta, când o vede nimeni, trage fâsuri și ea. Asta e fiziologic, asta e normal, nu-ți uita așa. Bine, băieți, mă frământ o singură întrebare. Voi sunteți duet, dar sunteți trei. Eu ți-am spus că să mă vadă, dar voi nu, nu, mă duc să învățesc. Băieți, o piesă de final, ceva spectaculos, fantastic, drive. Am lăsat cireașa de pe tort, șeful. Această piesă e dedicată pentru toți cei care, cei care s-au pus la sat, cei care știu să crească un animal, să hrănească o pasăre, să mulgă o vacă și să umple cu cireala. Așadar, reformântă doar o întrebare. Cine știe cum se cheamă porcul în sat? Huciu, huciu, huciu. Și m-ați chemat, da? Yeah! Yeah! Comedy Zebra Show! M-a zis... Mai bine vă apucați de politică, că aveți umor. Umorul basarabean ori îți place, ori îți displace total, dar mi se pare că voi sunteți atât de buni încât nu mai contează treaba asta. Au fost câteva lucruri senzaționale. Se vede că este un număr gândit, este un număr repetat. N-aveți niște voci foarte, foarte bune pentru cântat, dar asta face parte din număr. Mersi, Delia. Mersi mult. Mersi. Mi-e foame. Chelu. În afară de faptul că mi-e foame, aș vrea să recapitulăm faza cu asta cu porcul, cum se strigă porcul, cum... Cine știe cum se cheamă porcul în sat? Cum? Huju, huju, huju.
Cine știe cum se cheamă porcul în sat? Ușu, 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 ușu. Ușu, ușu. Ăla e. Pune salivă pe tabletă, că nu... Gata. A intrat. Trebuia să mă asigur că nu fac altceva. Când faci rău, trebuie să fii sigur pe ceea ce faci. Gata. Bravo! Estimos! Mulțumim foarte mult! Estimos, te răzgândește chelul, vă rog. Basarabeli mi-a plăcut. Deși după vreo 2 minute, bănuiam că nu o să-mi placă atât de tare. Dar după aia au devenit neașteptați și au avut bână. Porcul a salvat, din punctul meu de vedere, toată situația. Mușii, mușii. Huju, huju, huju. Deci dacă aud asta, intru în casă și e întuneric și aud huju, 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 spun, am venit.